Puterea exemplului este și superputerea ta. Arată-o tuturor și haideți să adunăm fapte bune. Fă cumpărăturile și pentru vecinii care în aceste zile nu pot ieși din casă. Găsește timp și vorbe calde pentru cei singuri. Sau nu uita că odată terminată izolarea asta, producătorii autohtoni se bazează și pe tine pentru a-și continua activitatea. Și dacă poți, ascultă chemarea medicilor, mergi și donează sânge. E vremea faptelor. A faptelor bune.